televizor pe toate astea, coafezele, cum vin săracele și spun, păi a intrat dintr-o dată peste mine, mi-a smuls părul din cap, mi-a scos dinții. Păi da, 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 nu v-ați dorit niciodată un băiat blând, un Nelu Barbu, unul care să scrie poezii, unul care să plângă pe preș că nu mai veniți acasă, unul care să vă recunoască pașii după tocurile care merg pe coridor. Nu, vă doriți de ăștia puternici, polițai de ăștia de intersecție. Oameni cu bani, care să vină, să nu vă dea cu bani în cap. Sigur, Simona nu mai a avut nevoie, că doar nu se găsească pe unul mai bogat decât ea. Până la urmă, atunci nu ar putea să se impună în familie. Își dorește așadar blândețe. Sigur, la asemenea bărbat nu există. Da, unul blând, unul romantic, unul sensibil, să țină la mine ca persoană. Deci nu să țină la mine ca și cont. Să țină la mine ca persoană, a zis ea. Partea fizică mi se pare că este pe planul 2. Dacă ar fi pe 2, ar fi bine să nu fie mai jos partea fizică. Mi-aș dori un bărbat care să fie sensibil, a accentuat ea, de, ca și cum nu s-ar fi înțeles, are dreptate. Nu poți să spui la Pro TV așa ceva, acolo trebuie să-ți placă de Cabral. Cabral nu este sensibil. Nu iubesc pe nimeni acum, în fine, dar îmi doresc să... Am aflat ulterior pe cine ar prefera dacă mâine ar avea loc, nu alegeri, dacă mâine ar avea loc, să zicem, o astfel de licitație sau posibilitatea ca Simona să-și aleagă iubitul, actorul Gerard Butler. Ăsta a fost cuplat cu Mădălina Ghenea, cel puțin așa se spunea. Nu-i obligatoriu să fie și adevărat, pe care și-ar dori să-l întâlnească. Gerard Butler ăsta este un fel de Brad Pitt, mai nou. Lumea nu mai spune Brad Pitt. N-am mai văzut nicio în interviurile Ancăi Bejan, niciuna dintre asta a ajuns să mare vedetă de televiziune să mai pomenească pe Brad Pitt. Toate zic de Gerard Butler acum, sau de Salman Khan, sau de la... Bă, vedeți să nu intrați în conflict cu doamna Ghenea sau cu doamna Vultur sau Vântur, cum o chema. Cât privește planurile de viitor, clasic, în privința vieții personale, Simona a zis așa, aș vrea să mai joc 4-5 ani, apoi dacă voi avea un copil, aș vrea să termin cu tenisul. Clar. Nu vreau să nasc și să revin pe teren, pentru că nu-mi doresc să merg cu copilul la turnee. Domnilor, Hagi fiind însurat, deși să știți că Simona n-a spus nicăieri lucrul ăsta. Ăsta e un lucru bun. N-a spus nicăieri să nu fie însurat. Vreau un bărbat liber, singur, nu știu ce. N-a precizat lucrul ăsta, deci iată că porțile sunt deschise pentru toate categoriile până la urmă. Așa e corect. Cum adică dacă e însurat, nu mai poți iubi? Adică ce? Viață, toate lucrurile se aranjează, numai așa. Credeți că dacă le puneți pe toate ca la carte, una lângă alta, o să și aveți fericire după aia. O, trebuie să existe o doză de spontaneitate, de neprevăzut, de misterios. A, era singur, e bun. Are 15 copii, nu mă mai interesează. Sau nu are niciun copil, dar e căsătorit. N-am ce să fac cu el. Asta e pentru oamenii mici. Aici, la nivelul ăsta, nu se precedea ce Gerard Butler n-are iubită. Și totuși, Simona Halep l-ar dori. Dacă s-ar putea, sigur, la Mădălina Ghenea, sunt povești de presă. Poate că la nimeni n-a cunoscut-o, nimeni n-a văzut-o, nu știe cine e. Da, bineînțeles. Deci cam asta ar fi, iată, planul carierei eroinei noastre naționale, care ar putea să poarte pe piept, nu pe piept, să nu spun chiar, pe mută, da? Să-mi poarte în următoarea perioadă acest an al centenarului, dacă sigur românul va reuși să spargă pușculița la timp, să trimită banii ăștia în regim de urgență, dacă sigur românul va considera că nu-i ia destul guvernul Vasilica în acest 2018 caroza vânturilor, că nimeni nu știe la ce să ne așteptăm, dacă românii mai găsesc niște bănuți de dat, nicio problemă. Uite, noi ne declarăm absolut disponibili să donăm. Eu m-aș băga să donez o sumă serioasă. Dacă ar fi să, într-adevăr, să existe această oportunitate, nu să mă trimită Viorica Dăncilă pe la ghișeu. Da? Să ofere posibilitatea, da, să donez online, da, să fac o chestie simplă, nu să stau, nu știu, să iau bon de ordine, să mă înjure aia pe la casă. Nu, să stau liniștit să donez, eu aș dona, nu un leu, doi lei. Dona o sumă solidă care să îi ajungă fetei, poate dacă sunt chiar destui bani, să mai facă și un cozonac. Dar o să vedem. Asta apropo de
bărbatul ideal. Vă ținem la curent dacă va mai fi vreo informație. Așa, aș încerca un pronostic. Klaus Iohannis nu va da niciun ban. Aia nu este și campioana lui. Pe el nu-l interesează. Îi place tenisul, da? Dar îi place de el. Eventual și îi va spune soției așa, acolo când doar Mădălina Pușcalău i-ar putea auzi: știi ce, dragă? Mai bine ți dau ție. Asta este. Deci, așa, un compliment de ăsta la Nelu Barbu, cam de clasa 7, așa. Perfect. Bun, hai să trecem și la veștile mai puțin bune ale acestei seri, dar până la urmă ne putem frânge mâinile de bucurie și aici, dacă nu ne vede nimeni. De exemplu, Curtea de Apel București, care l-a condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare pe Dragoș Băsescu, nepotul lui Nea Traian și fiul lui Mircea Băsescu, abia ieșit din pârnaie. Iată ce blestem până la urmă pe această familie Băsescu. Sigur că, am dat numele principal, omul la care toată lumea se gândește, este liber. L-ați văzut recent prin studioul nostru de televiziune. Îl auziți și când vreți și când nu vreți la telefon. Deci, apt absolut Traian Băsescu, numai că în jurul lui, iată, tună și fulgeră o lovitură de măciucă pentru clanul Băsescu, cum a scrie presa occidentală, și anume Dragoș, 35 de ani după Grati. E bine, se pare că va face la Poarta Albă pușcărie, acolo unde a făcut și taică-s-o. DNA a acuzat faptul că Dragoș Băsescu, beneficiind de ajutorul lui Ciprian Nistor, i-a pretins unui om de afaceri, adică lui Sandu Staicu, denunțător în cauză, suma de 500.000 de euro pentru o soluție de respingere a arestării într-o contestație formulată de DICOT în dosarul ce-l privea, sau DICOT, cum zice Sorina Matei, și încă 500.000 de euro, ea zice cumva DICOT, și-a zis, nu se aude I-ul, deși sunt 2 de I, în fine. Ea știe mai bine, atât pentru obținerea unei soluții favorabile în cauza respectivă, cât și pentru ridicarea sechestrului aplicat asupra bunurilor acestuia. 500.000 de două ori. Practic, ca să fie rotund, 1.000.000. Sigur că taică s-o spune, are nicio vină. Are nicio vină, este din crengătura Voiculescu Năstase. Adică intră la pușcărie numai pentru că avea un nume celebru. Și ca și cum asta ar însemna că și Florin Piersic Junior ar trebui să facă pușcărie. Eu nu zic că nu va face. Da, deci ar trebui pe considerentul ăsta că totuși Piersic e un nume cunoscut în România, poate chiar cel mai cunoscut printre artiști, să facă pușcărie. Și dacă te cheamă Băsescu, trebuie să intri la pârnaie. Dar așa s-a spus și în cazul. Acolo nu Adrian Năstase sau Dan Voiculescu, nu pentru că ar fi avut tați mai celebri decât ei, ci pentru că ei erau așa de puternici, așa i-a spus-o Voiculescu prin vocea lui Gâdea zilele trecute, da? Au vrut să-l facă unii. Era, într-adevăr, Dumnezeu. Și atunci, dacă ai posibilitatea să-l trimiți pe Dumnezeu la pușcărie, tu fiind un nimeni, o faci. Mie nu-mi sună corect, nu-mi sună posibil. Eu cred că n-ai putea să-l trimiți la pușcărie, fiind așa de mic. Da? Că Adrian Năstase nu s-a uitat la nimeni. Nu discuta cu nimeni, nu saluta pe nimeni, nu băga în seamă pe nimeni, nu stătea la masă cu oricine. Da? Păi, Dan Voiculescu la fel, ce te saluta Dan Voiculescu? Cum ajungeai tu la Dan Voiculescu? Cum adică îi puteai băga pe ăștia doi la pușcărie, tu ultimul nemernic fiind? Așa se spune și aici. Nemernicii au încercat să-l facă pe modeste explicații, domnilor. Extrem de sumare și asta nu face bine nimănui. Pentru că, în general, clișeele astea, ca și în alte domenii, domeniul artistic, în domeniul presei scrise, în domeniul sportului, clișeele astea, până la urmă, distrug esența. Da? Îndepărtează, practic, orice grăunte de la de poezie. Clișeele. Ele sunt după aia adoptate de toată lumea. Pentru că e mai simplu să formulezi un clișeu decât să stai să te gândești la ceva consistent, la ceva adevărat. Și atunci cu toții preiau ideea asta. Ai făcut pușcărie? Cum a zis-o Năstase de la început și până la sfârșit? Sigur, eram incomod, devenisem un personaj care deranja în toate părțile. M-au băgat la pușcărie că n-au știut altceva ce să facă cu mine. Eram prea puternic. Dan Voiculescu, da?
am făcut atâta bine tuturor, da, am dat locuri de muncă, am creat milioane, nu știu ce, am făcut trusturi, am dat... De asta au vrut să mă bage la pușcărie. Eram prea mare pentru ei. Până asta nu au nicio explicație în fața justiției. Astea sunt pentru un electorat dintre ăsta înfometat, a care nu are nicio bază, nici măcar elementară, de orientare în spațiu și care poate să creadă sau nu asemenea baliverne. Dar totuși, la un asemenea nivel, da, oameni care să pretindeau niște somități, da, niște exemple, domnule, cum să vii cu asemenea explicații? Că dacă ar fi așa, înseamnă că orice răfuială dintre asta între doi oameni ar sfârși cu unul dintre ei la pușcărie. La noi nu se dă în cap. La noi nu se împușcă pe stradă. Că dacă l-ar fi împușcat, asta s-ar fi spus. Păi avea atâția dușmani în politică. Ea făcuse atât de mult bine. Și atunci s-au strâns toți să-i arăși la un pușcat săracul. Când, de fapt, motivul putea să fie cu totul altul. El îl înșelase să le scrocase pe unul. În cazul lui Dan Voiculescu, la fel. Da, pentru că au ajuns la pușcărie și n-au fost împușcați, mă rog, ăla a încercat, dar n-a reușit nici măcar de la câțiva centimetri, vin cu faza asta. Este exclus să fi greșit cu ceva, este exclus să fi avut vreo vină, vreo pată pe undeva, ca și domnul Băsescu Dragoș. 35 de ani, el deja vrea să aibă milionul din 12. În condițiile astea, tată, te-ai dus cam departe. Tu, neavând încă o dată, spun, absolut nicio bază. Eu, de exemplu, de ce nu mi-aș fi putut dori două șpăgi care să mă ducă la un milion? Hai, nu la un milion, la 750.000. De ce nu mi-aș fi putut permite, de exemplu? Eu nu eram nepotul lui Nea Traian, dar îl cunoșteam pe Nea Traian, dădeam mâna cu el când ieșea din emisiune. Stăteam de vorbă cu el, nu? Îl însoțeam la protocol în alea 2-3 minute până trebuia să intru. Cum să nu? Eram în relații foarte bune cu el. Dacă Nea Traian ieșea vesel din emisiune, mă băga în seamă. Nu? Și eu puteam să mă duc să-i spun unuia, dar bă, tata, nu așa se face. Că după aia ce să pretind? Da, de asta, mă, sigur. M-a văzut că vorbeam cu Băsescu la colțul străzii și m-a băgat la pușcărie. Deci nu este indicat, de asta facem acum pe pedagogia aici, nu este indicat să se vorbească așa. De, familia lui, taică-s-o, Mircea Băsescu, ar fi trebuit să spună, dacă era un om serios. Ce, fiul meu s-a ținut de coțcării. Da? 3 ani totuși cu executare. Ziua de astăzi, când justiția a fost amenințată de toți amărâții ăștia de la guvernare, mai amenințată ca oricând în istoria ei, tânăra sa istorie de 30 de ani, niciodată n-a fost atât de amenințată. Sigur, asta cu călușul în gură câteva legislaturi, e adevărat, într-o vreme, dar mai amenințată ca astăzi n-a fost. Și nu este decât începutul. Liviu Dragnea este încă un bărbat... media vârstei, da? Deci încă își propune, măcar cum propune Simona Halep, da? Să mai joace 4-5 ani, ăsta își propune să ne mai calce în picioare măcar 4-5 ani. Poate chiar mai bine, să e mai ambițios, să n-are nevoie de copii. El poate să vină, da? Chiar dacă sunt câteva guri care plâng în spatele lui, el poate să vină la muncă, nu? Deci să ne pună cu botul pe labe vreo 10-15 ani, de exemplu. Aia, condițiile astea, așa și la Băsești. Păi s-a terminat mandatul, e adevărat cum s-a terminat, dar uite că justiția astăzi mi-a pleznit pe amândoi. Și Mircea și Dragoș, pușcărie la Poarta Albă. Bă, nevinovați, așa-i. Da, poți să spui când tu vii din familia fostului șef al statului, cel care i-a dat justiției, între ghilimele, sigur, nu i-a dat nimic. Da, i-a dat justiției, până la urmă, încredere, da, și practic... un nume, așa se spunea, Nea Traian a creat justiția în România. Nu, sunteți naivi. Au creat-o europenii pentru noi și cum l-aveau pe Nea Traian acolo, că se vede astăzi și cu Klaus Iohannis fix așa, da, nu mai faci tu ce vrei când ajungi, evident, la mâna stăpânului, la mâna șefului tău. Ăla decide și tu execuți. Nu-ți convine? Ai o bilă neagră. La câteva bile negre e un 11 metri. Bun, dar în orice caz, reîntorcându-ne la această știre, e de bun augur pentru noi. Asta înseamnă că justiția funcționează, este o justiție independentă și că, iată, nimeni nu este deasupra așa cum ne-am fi putut aștepta. Pentru că, până la urmă, el a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Asta este zero în ochii PSD-ului. Traficul de influență, adică nimic. Absolut nimic, el nici n-a făcut nimic, de fapt. Așa este.
Dragoș Băsescu, el a făcut nimic, el nu rezolva lucrurile astea. Da? Cum spuneam acum câteva seri, este practic o șpagă de aia de rangul 2, adică o șpagă a unui om mic, nesemnificativ, nu este o șpagă a unui om periculos, care într-adevăr să fi făcut ceva pentru ea. Șpăgile, să spunem, de tipul Sorin Oprescu, era o altă categorie aia, evident. Ăla ați luat șpagă, de exemplu, 1 miliard de lei noi dacă te opera. Da? Sau lua șpagă de 1 miliard de lei